Ministrul Alexandru Rafila a efectuat astăzi o vizită de lucru în județul Mehedinți. Acesta, alături de autoritățile județene, au vizitat cele mai importante obiective de investiții din județul nostru. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, l-a felicitat pe președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru toate obiectivele de investiții pe care le-a realizat la nivelul județului Mehedinți, sănătatea mehedințenilor fiind primordială pentru acesta. Se investește în sănătate în județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a pus pe primul plan sănătatea mehedințenilor. Astfel, în prezent se derulează investiții în infrastructura de sănătate în valoare de 200 de milioane lei, fonduri europene și din bugetul județului. Ministrul Alexandru Rafila a efectuat o vizită de lucru în județul Mehedinți. Acesta, alături de autoritățile județene, au vizitat cele mai importante obiective de investiții din județul nostru. Prima oprire fiind la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, atât la corpul nou creat, cât și la heliport, acolo unde, în urmă cu câteva săptămâni, a aterizat pentru prima dată un elicopter. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, l-a felicitat pe președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru toate obiectivele de investiții pe care le-a realizat la nivelul județului Mehedinți. A fost de mare ajutor sprijinul primit de la minister și pentru proiectele de la Spitalul Județean și pentru Spitalul de la Vânjumare. Mergeți și la Vânjumare? Da. Abia aștept. Da. O să rămâneți impresionat și de ce este acolo. Aici mai avem, după ce vom termina proiectele astea, mai avem de amenajat și partea exterioară și o să arate foarte bine totul. Cred că și Mehedințiu avea nevoie și meritau cetățenii să aibă acces la servicii medicale de bună calitate și ce ați făcut este extraordinar. Felicitări! Vă mulțumesc frumos! Abia aștept să vedem funcțional și unitatea de primiri urgențe și... Da. Întreaga clădire a spitalului. Sistemul de sănătate din județul Mehedinți este în schimbare rapidă și pentru asta vă felicit. Mă bucur să văd progrese majore înregistrate aici la construcția Spitalului Județean sau reconstrucția Spitalului Județean, e mai corect așa. Conceptul acesta integrat de oferirea tuturor tipurilor de servicii medicale, începând de la noua unitate de primiri urgențe, continuând cu secțiile acestui spital, și nu în ultimul rând cu această clădire în care ne aflăm, ambulatorului de specialitate, este conceptul normal pentru orice capitală de județ și mă bucur că dumneavoastră reușiți să aduceți modernitatea aici pentru comunitatea pe care o conduceți și cred că mehedințenii au dreptul și ei, la fel ca și toți ceilalți cetățeni ai țării, la servicii medicale de bună calitate. Nu în ultimul rând, aș spune, și aici iar cred că e un lucru care trebuie menționat, vorba de resursa umană care să ofere aceste servicii, pentru că investiții fără resursă umană calificată nu duc la un rezultat așa cum ne-am așteptat. Aveți personal medical dedicat, e foarte bine că reușiți să rezolvați ambele componente. Mai mult, în județ, după cum știți, există și alte investiții importante la Vânjumare, un nou spital, ne bucurăm să putem să fim partenerii dumneavoastră în dezvoltarea tuturor acestor investiții și să aducem și finanțare din partea Ministerului Sănătății sau din partea unor organisme care finanțează România din bani de la Uniunea Europeană. Sunt investiții serioase care practic vor schimba fața sistemului de sănătate din județul Mehedinți, atât din Drobeta, Turnu Severin, cât și din alte localități. Vă dădeam exemplu spitalului de la Vânjumare. Iar anul viitor încercăm să asigurăm și dotarea cu echipamente a acestui nou spital din Vânjumare, împreună cu completarea dotării aici la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. În ultimii ani, Consiliul Județean, instituție condusă de Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului. Domnule ministru, încă o dată, așa cum spuneam și mai devreme, noi suntem onorați că ne vizitați astăzi împreună cu domnul secretar de stat Rogobete și nu numai că ne vizitați, în ultimii ani ați fost alături de noi, motiv pentru care eu vă mulțumesc. Mă bucur că ați înțeles necesitatea de a sprijini Consiliul Județean Mehedinți
pentru că în urmă cu mai mulți ani de zile, mai exact din momentul în care am preluat în mod direct managementul acestui spital județean de urgență, pentru că înainte era un management privat, noi am înțeles că este nevoie de investiții majore în reabilitarea clădirilor Spitalului Județean de Urgență, dar mai mult era nevoie și de construcții noi. Așa cum, în mai multe rânduri, mi-am permis să vă informez cu privire la proiectele pe care le derulăm, repet și acum, Consiliul Județean Mehedinți a implementat pe fonduri europene 6 proiecte majore pentru Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnul Severin. Vorbim aici de 3 proiecte care sunt în alte locații. Am reabilitat secțiile de psihiatrie 1 și 2, unde în scurt timp vom face recepția la terminarea lucrării. Lucrăm și suntem într-un stadiu avansat într-o altă locație la secția de boli infecțioase, pentru că, deși semnasem contractul de proiectare și execuție, am început târziu, fiindcă pandemia ne-a ținut pe loc, fiindcă acolo aveam pacienți internați. De asemenea, și la secțiile de pneumologie 1 și 2 se lucrează pe un proiect tot pe fonduri europene, foarte bine, situația fiind aceeași că am început târziu, pentru că și acolo au fost pacienți. Aici, unde dumneavoastră ați venit astăzi în vizită, se implementează 3 proiecte. Cel mai mare proiect privește reabilitarea tuturor clădirilor Spitalului Județean de aici și îl finanțăm prin programul operațional regional și mă bucur că ați putut să vedeți corpul pe care deja l-am dat în folosință și de asemenea urmează în scurt timp să dăm și acest corp G în folosință. Așa cum vă spuneam aici, ce a funcționat ATI COVID în timpul pandemiei. De asemenea am recepționat clădirea pe care ați văzut-o mai devreme, ambulatorul integrat de specialitate al spitalului și este funcțional în momentul de față. Și de asemenea, așa cum mă bucur că chiar v-a plăcut, am construit un nou corp de clădire pentru unitatea de primire urgențe și în cadrul aceluiași proiect am construit și un heliport aflat în curs de autorizare și cred că în aproximativ 2 luni zic că vom îndeplini toate formalitățile astfel încât în mod legal să aterizeze aici elicopterele pentru a prelua sau aduce pacienții aflați în stări grave. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a subliniat importanța unei echipe bine sudate, care prin atragerea fondurilor europene a reușit să ducă la bun sfârșit multe obiective de investiții, de care comunitatea avea mare nevoie, mai ales cele referitoare la infrastructura de sănătate. Mulțumim mult, felicitări Consiliului Județean, felicitări Spitalului Județean pentru aceste eforturi depuse și în cel mai scurt timp cetățenii județului vor vedea ce înseamnă o infrastructură nouă, bine pusă la punct, modernizată. Reprezentanții unității sanitare au vorbit despre importanța acestui proiect și cât era de necesar pentru județul nostru, principalii beneficiari fiind cetățenii. Nu știe toată lumea, fără sprijinul Ministerului Sănătății, nu putem să finalizăm aceste proiecte. Totodată putem, încă o dată precizăm că suntem în derularea mai multor proiecte pe Spitalul Județean și astfel ne dorim să oferim calitate îngrijirilor medicale, condiții de cele mai înalte standarde de calitate. Astfel, la anul, cu siguranță veți veni aici, o să vedeți un spital nou finalizat așa cum trebuie. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 de milioane lei, fonduri europene și din bugetul județului. La Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin, Unitatea Centrală, UPU și Ambulatoriu, secțiile TBC și Psihiatrie și secția externă de la Vânjul Mare. Astfel, cea de-a doua vizită a fost realizată la secția externă de la Vânjul Mare. Cât de îndată vă așteptăm și la inaugurare. Mulțumim, domnule președinte, că... Redeschiderea Spitalului Orășenesc din Vânjul Mare este unul dintre cele mai importante obiective ale Consiliului Județean Mehedinți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost extrem de încântat de stadiul lucrărilor. Suntem aproape de finalizarea construcției unui spital orășenesc important pentru zonă și bineînțeles că noi o să ajutăm pentru completarea echipamentelor care sunt necesare acestui spital, încât el să poată să ofere servicii cetățenilor din această parte a județului. Bineînțeles, ne gândim și la modul de reorganizare din punct de vedere al structurii, pentru că în momentul de față el aparține de Spitalul Județean și dacă găsim o soluție pentru reînființarea acestui spital, evident că vă vom sprijini.
Infrastructura medicală a ocupat mereu un loc important în ceea ce privește investițiile Consiliului Județean Mehedinți. Astfel, prin redeschiderea acestei unități spitalicești din sudul județului, viața cetățenilor ar fi simplificată, deoarece nu ar mai necesita transporturi până în municipiul Drobeta Turnu Severin. Primarul orașului Vânju Mare, Alexandru Mijaiche, este extrem de încântat de buna colaborare cu autoritățile județene, fiind prezent alături de Ministrul Sănătății și de președintele Consiliului Județean în teren pentru a vedea stadiul lucrărilor. Modernizarea spitalului din Vânju Mare este o investiție de suflet a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta a depus eforturi uriașe pentru ca cetățenii din orașul său natal, dar și locuitorii din întreaga zonă de sud a județului Mehedinți, să beneficieze de servicii medicale la standarde înalte.